data de 13 octombrie a fost declarată Ziua Siguranței Rutiere în Europa cu 10 ani în urmă. Adunarea Generală ONU a adoptat o rezoluție privind îmbunătățirea siguranței rutiere la nivel mondial, care presupune în primul rând reducerea accidentelor de circulație cu 50% până în anul 2020. Republica Moldova, ca stat membru ONU, a consemnat rezoluția și a implementat strategii naționale în acest sens. Ce s-a reușit până în prezent și ce acțiuni efectuează poliția rutieră în scopul respectiv, vom afla de la inspectorul superior Pavel Apostol din reportajul care urmează. Siguranța rutieră depinde foarte mult de atitudinea corectă a șoferilor, care, conștientizând riscul ce poate surveni în timpul conducerii automobilului, respectă cu strictețe regulile elementare: purtarea centurii de siguranță, semnalizarea acțiunilor sale, respectarea celorlalți participanți din trafic. Deși sunt o șoferiță responsabilă și precaută, având grijă să nu incomodez pe nimeni, uneori mai sunt stopată și eu de către agenții de patrulare. Bună ziua! Bună ziua! Poliția de patrulare, inspector superior Apostol. Astăzi desfășurăm campania de informare în municipiul Chișinău privind cunoașterea regulilor de circulație pentru pietoni. Vă repartizăm așa un material informativ și vă dorim o zi bună! Mulțumesc frumos și mă bucur că sunteți la datorie! Pentru a crește gradul de educație rutieră, periodic în țară se efectuează acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere pentru toți participanții la trafic, în conformitate cu rezoluția Adunării Generale ONU, care presupune în primul rând reducerea accidentelor de circulație cu 50% până în anul 2020. Reșind din cele expuse, în Republica Moldova a fost adoptată strategia privind siguranța circulației rutiere, în baza căruia Republica Moldova și-a asumat obligativitatea să reducă numărul accidentelor rutiere, precum și a persoanelor decedate și traumatizate, cu 50%. Termen mediu a fost anul 2015 și aceste obiective au fost atinse. Respectiv, urmează în 2020 să facem analiza totală a situației accidentare pe această perioadă și vedem rezultatul fondant pe care o să-l avem. Și ce acțiuni concrete au fost făcute în acest scop? Pe lângă activitățile de patrulare care sunt desfășurate zilnic pe traseele Republicii Moldova, sunt organizate și un șir de evenimente speciale, cum ar fi acele operațiuni speciale, reșind din încălcările care sunt admise de conducători auto și care cel mai des generează accidente rutiere. Exemplu poate să fie conducerea unității de transport în stare de ebrietate, depășirea limitei de viteză, trecerea la culoarea roșie a semaforului și multe, multe alte încălcări care sunt cele mai frecvente cauze accidentelor rutiere. Însă nu ne limităm doar la aplicarea acelor sancțiuni contravenționale, mai mult lucrăm pe domeniul prevenirii. Astfel, în cadrul acestor acțiuni sunt repartizate conducătorilor auto niște pleante cu caracter informativ, prin care fiecare persoană poate să se informeze despre amenda pe care o riscă sau ce riscă, în general, la ce poate să ducă abaterea care este admisă de dumneavoastră. Și câte echipaje de patrulare sunt implicate la supravegherea circulației rutiere zilnic? În fiecare zi noi activăm în două schimburi, reșind din această situație. În fiecare schimb, în jur de 50-60 de echipaje activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova, activează nu doar la prevenirea accidentelor rutiere, activează și la fiecare solicitare care vine din partea cetățenilor, 24 din 24, mereu la datorie. Paza bună poate preveni un mare pericol dacă se iau măsurile necesare la timpul cuvenit, ori acțiunile inspectorilor de patrulare au menirea de a reduce abaterele șoferilor. Unitatea de transport care a fost stopată, conducătorii auto au admis o abatere de la prevederile regulamentului circulației rutiere și sunt pasibili de răspundere contravențională în baza articolului 228 alineatul 7, care prevede o amendă contravențională de la 12 până la 24 unități convenționale și 3 puncte de penalizare. Încălcare care a fost constatată la dâns și îi conducea unitatea de transport cu geamurile din față umbrite. Ceea ce în alte țări este permis? În dependență de la țară la țară, nu în alte țări este permis, în alte țări este doar un anumit grad permis, la noi în țară este strict interzis, avem aparate speciale care totuși ne permite să stabilim transparența acestei pelicule care este aplicată pe suprafața geamurilor și respectiv dacă nu coincide cu normele
la convenția la care este semnătară și Republica Moldova, respectiv urmează să înlăturăm această peliculă de pe geamurile sau și atragem persoana la răspundere contravențională. Toată lumea este grăbită și în același timp conștientă de faptul că dacă ar fi un pic viteza mai redusă, aceeași centură cuplată, poate că s-ar evita unele accidente, gravitatea lor. Avem în oraș foarte multe ambuteiaje. Acum, pentru că au apărut săgețele verzi deasupra semaforului, care ne permit să mergem chiar pe roșu, fără a încălca, cum a apărut această idee? Mi se pare genială, pentru că, într-adevăr, uneori este liber și trebuie să aștepți să se facă verde semaforul. Având în vedere că fluxul la noi în municipiu Chișinău este foarte majorat, avem foarte multe unități de transport care zilnic circulă pe străzile municipiului, pe lângă agenții de patrulare care în orele de vârf sau în situațiile care apar în trafic rutier, în cazul accidentelor rutiere sau apariția altor ambuteiaje, altor obstacole în trafic, sunt implicați la dirijare, pe lângă acele mesaje care sunt expediate de către serviciul Infotrafic, care permit informarea zilnică și imediată a conducătorilor auto despre unele evenimente înregistrate în traficul rutier, a fost înaintată o propunere și care a fost acceptată și a fost introdusă în regulament circulație rutiere cu punerea în aplicare a unui nou panou, o săgeată verde care permite deplasarea înainte. Se presupune că deplasarea ar fi la culoare roșie a semaforului, da? Numai în situația în care nu creăm impedimente altor participanți la trafic care sunt implicați în traversarea regulamentară. Da, la dânsarea de culoare verde, semaforul la noi roșu, doar în cazul în care nu îl împiedicăm acel participant la trafic, putem să continuăm deplasarea mai departe. Este o inovație, o să încercăm să vedem rezultatul acestei acțiuni, acestei activități. Scopul principal este de fluidizarea circulației rutiere. Conducătorii auto au numai păreri bune despre amplasarea săgeților verzi care permit trecerea înainte chiar și la roșu. Ce părere aveți? Săgeata verde este o oportunitate foarte bună. Deschide deci traseul și poți merge liber. Idee foarte bună, mai ales că au pus săgețele cu deplasare înainte, care avem drept. E minunat, nu am nimic contra. Nu că contra, e o idee genială. Educația rutieră presupune viață, astfel toți participanții din trafic trebuie să fie vigilenți pentru a evita orice pericol. Ce sfaturi aveți atât pentru șoferi, dar și pietoni, pentru toți cei implicați în traficul rutier? Pentru conducători auto, să fie atenți în traficul rutier, să înțeleagă un lucru foarte simplu, dar foarte important, că nu doar ei sunt în traficul rutier, mai există și alte persoane care se deplasează cu unități de transport, mai există și pietoni care urmează să traversează strada. Nici într-un caz să nu se urce în stare de ebrietate la volan, să conformeze viteza de deplasare atât condițiilor climaterice, cât și în general vitezei care este admisă pe un segment anumit de drum. Pentru pietoni să fie atenți la traversarea străzii, să traverseze doar în locurile care sunt prevăzute pentru aceasta, da? Pentru la treceri de pietoni, la culoarea verde a semaforului, și să excludem totalmente utilizarea telefonului în momentul traversării străzii. Să nu asculte muzica, să fie atent în momentul traversării. Un studiu realizat de Consiliul European de Siguranță în Transporturi arată că anual în Europa, dacă s-ar reduce viteza medie de deplasare cu numai 1 km pe oră, ar putea fi salvată circa 2200 de vieți. Iar dacă în timpul călătoriilor centura de siguranță ar fi cuplată de 99% dintre participanții implicați în circulație, ar fi salvați 2500 de oameni.